weekend again, too. Primul punct se referă la stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, pentru anul 2023. Al doilea, stabilirea taxei de salubrizare pentru anul următor, 2023. Punctul 3, aprobarea programului anual al achizițiilor publice al comunei Ștefan cel Mare, pentru anul următor. Punctul 4, însușirea modificărilor intervenite în domeniul public al comunei Ștefan cel Mare. Punctul 5, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Ștefan cel Mare în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului Comisiei Ștefan cel Mare. Punctul 6, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4-2022. Punctul 7, aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome de pe raza comunei Ștefan cel Mare, constituirea grupului local de acțiune privind incluziunea minorităților rome pentru anul 2023. Și ultimul punct, privind constituirea dreptului de acces pe terenul proprietate privată a comunei Ștefan cel Mare, pe o durată de 10 ani, asupra unei suprafețe de 300 de metri pătrați, spațiu ocupat în prezent de echipamentele de comunicații electronice ale Telecom România, Mobil Communication, ESA, în temeiul contractului de locație, în favoarea Telecom Mobile Communication. Toate sunt proiecte ale inițiale de domnul primar, scuzați. Da. Cine este pentru ordinea de zi? Mendeșul de viață. Vă mulțumesc. La ultimul punct, bineînțeles, divers. Trecem la punctul 1. Stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023. Ați primit materiale? Da. V-ați uitat un pic la ele? Deci nu s-au mărit nimic, numai cu eficientul de inflasă. Asta este, asta este. Aveți propuneri, obiecțiuni? Supun la vot punctul 1. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Abțineri? Împotriviri nu sunt. Punctul 2. Privind stabilirea taxei de salubrizare pe anul 2023. Dacă aveți obiecțiuni sau alte... Aici nu știu, ați văzut că față de materialele care, care le-ați primit, s-au modificat un pic, a fost înțeles un pic greșit. O adresă venită de la FIS și de aia s-au modificat. Era vorba de conceperea unei taxe suplimentare la salubritate, dar nu o să fie cazul. Deci mai e un tabel de evoluție a taxei asta, a taxei, a salubritate, care e aprobat și de dumneavoastră în ședința de Consiliu în 2017-2018, când s-a aprobat. Din 2019, da. În 2019. Până în 2041 și asta trebuie să fie o mărire în fiecare an. Cumva nu sunt mărire foarte, foarte mari. Nu, dacă să știți care este diferența. Anul trecut au fost 7,95 de persoane pe lună, dar anul ăsta este 8,16. Deci, nesemnificativ, ca și procentul majorat. Dacă la anul o să vedeți că la alte comune e taxa mai mare, față de la noi. Au aplicat acolo. Ceva am mers exact pe planul ăsta de evoluție. La planul ăsta de evoluție. Ce-am votat ăla? Am considerat că nu e necesar să mărim taxa asta, timp cât oamenii cumva înțeleg să facă reciclarea asta, să colecteze selectiv și nu-i
Bineînțeles, vă îndemn și dumneavoastră să vă încurajați oamenii să scoată toți cei care îi cunoașteți, prieteni, familie, tot absolut, să strângem, să încercăm, e cât posibil să selectăm bunul ăsta. Cu cât selectăm mai mult, cu atât și cantitatea se reduce și taxa, bineînțeles, o să fie mai mică. Trecem la punctul 3, da? Privind însușirea modificărilor intervenite în domeniul... Cine este pentru? Să punem la vot punctul 2. Mulțumesc, Arimor. Ce scuze. Punctul 3. Privind aprobarea programului anual al achizițiilor publice al Comunei Ștefan cel Mare pentru anul 2023. Le-ați avut un material primit, nu? Pe WhatsApp. Da, știți că la fiecare specialitate aprobă programul de achiziții publice pentru anul următor. Aici nu intră investițiile care sunt la nivel de comun, dar acolo sunt alte achiziții care sunt prin licitație, prin... Da. Da, obiecțiuni, dacă aveți? Rămâne. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, nu sunt. Vă mulțumesc. Punctul 4, privind modificarea, însușirea modificării intervenite în domeniul public al Comunei Ștefan cel Mare. Ce scuze, n-am ochelare potrivit și văd mai greu. Da. Dacă la acest punct are cineva vreo obiecție? Domnul Cetățean, nu? Au fost trecute în domeniul public, da. Aici e terenul ăsta care l-a cumpărat aici, de la Bumitoare. De la Bumitoare, nu? Nu, nu, nu. E terenul ăsta care l-a cumpărat aici, de la Bumitoare. Trebuia să-l băgăm, să-l includim în inventar. Dacă nu sunt obiecte, supun la vot. Cine este pentru? Terenul face și la vot. Mulțumesc. Punctul 5. Nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare în comisie pentru evaluarea performanțelor secretarului Comunei Ștefan cel Mare. Știți că anual se face evaluarea, Consiliul Local propune două persoane care să se ocupe de această problemă. Deci propunerea a fost ca cele două persoane să fie domnul Comitoru și Marian Ignat. Rămânem la fel. Da. Mulțumesc. Îmi punem la vot. Cine este pentru? Da. Mulțumesc. Împotrivă, abțineri nu sunt. Trecem la următorul punct 6. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4-2022. Ei va vădă sub o sumă mică, dacă nu mă cer vreo superficială. 123 de care îți veniți acum și trebuie... Sunt veniți, dar abia sunt veniți și trebuie să fim prunșe. Da, bine. Mai vin cine e doar la bancă, să fie tot? Cum să nu, dar deja... Ești cheltuit? Deja să fie veniți. Deja să ai cuptat. Da, dacă nu aveți obiecții, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, ține nu sunt. Punctul 7. Aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome. Știți că și anul trecut, dacă mi-aduc bine aminte, a existat acest plan, se referă anual. Da, eu cred că includem destul de bine. An de an, da, să face, trebuie să... Trebuie aprobat în Consiliul Local incluziunea asta a romilor, acum au fost că noi tot încercăm să ne includem. Da, sunt de ce în ce mai emancipați. Adică, tunși, după ultima modă, barbă, aranjată, mașini, BMW-uri, n-ai treabă cu ei, s-au integrat perfect. Exact, este să cadrează din toate punctele de vedere, mai puțin la educația acolo, mai ca să așa aici a făcut mult mai mult decât văd la școală, acum nu vine atât de mult. Acum chiar vin, dar vin. Vedeți, nu? Și perioada 9 de persoane la cursul de gimnazia. E și perioada asta aici, acum, pentru a doua șansă, nu?
Da, la școala de la Lutinaș, în vreo 250 și ceva de elevi, aș putea spune că au venit ieri 240. Băi, da. Serios? Da, că vreau ce. Nu, și toată săptămâna trecută, și chiar s-o... Nu, 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 stăteau învățătoarele cu 3 bani cu copii, acum au plătit 25, 28, 32. Nu, când e vorba de bani, își dau tot interesul, deci nu da, mai glumim, dar asta este. Dacă aveți obiecțiuni, discuții sunt, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotriva, țineri nu sunt. Și ultimul punct, constituirea dreptului de acces pe terenul proprietate privată a comunei Ștefan cel Mare pe o durată de 10 ani, a unei suprafețe de 300 de metri pătrați. Spațiul ocupat în prezent de echipamentele de telecomunicație a diverselor. Pinsat, Diana, unde este releu Telecom, a fost al Orange, Orange-ul preluat de Telecom și acum este vorba din drumul comunal, acces. Până la Da. Obiecțiuni? Discuții? Nu sunt. Vă mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Am epuizat ordinele. Deci trecem la diverse. Vă rog. Dacă vreți, vă rog. O discuție foarte simplă. Știți, dumneavoastră am discutat și atunci, mă rog, să punem ceva dintr-un copicul. O făcut primăria. Ce mai trebuie prin faptul? Nu vreau să fac văd, că nu-i frumos, nu-i corect, mai ales că e ce rudă cu mine. Deci nu mă deranjează ce-a făcut trecherea la Constantin. Te duci la directoare. Te duci și, băi, eu nu simt, n-am nimic cu el. Pe cuvântul meu, n-am nimic cu el. Dar nu se poate așa. Dacă vrei să faci ceva, te duci la om acasă, te duci la copii să ne căziți. Nu te duci să faci propagandă la școală. E o rușine. S-am încheiat. Nu, din punctul meu de vedere, e o rușine. S-am încheiat. Bani, lui au făcut ce urmă. Da. Dacă o face dezinteresat, este niciodată. Păi nu, asta o face, oricum, ca asta o face. Să știi. Mai am dus, știți, am discutat. Da, bineînțeles. Și-o veni și ea, nu? Nu, 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 pentru ce e favorizat asta? Domnul Neurat, se ducea acasă la ei, dacă trebuia să fac un gest. Să fac un gest, ducea la ei acasă. Din punctul meu de vedere. Ca să nu mai alegi, trebuie să du-te la... Bate, nu mă prea motoconieră de... Nu era așa mediatizat dacă se ducea acasă la mică. Nu la școală, ia o treabă. Da, la școală. Acum ce stai vorbit, dacă le-ar fi cerut, era urât. Dar dacă le-a dat, asta e. Da. Eu sunt supărat pentru că nu au făcut și lui pe aia. Ce-am spus eu dacă am zis? Da, încă nu s-a terminat. Vrea să nici un lucru. Domnule, vrea să nu știi fi ședința de Consiliu azi? Știi. Știi? Și nu a văzut. Dar nu m-a văzut acum. Cred că l-a văzut. Să mai aduc? Da. Unde-i? Unde vrea? Atât. E Crăciunul nu și-l puc. Da. Da. Nu știu probleme dacă mai aveți la diverse. Vă rog. Mă numesc Băgat Budule, acolo la pot. Când sunt bătești, acolo s-o iară. Nu știu că văd de la pod la până la folosul acolo. Aha. Că s-au spus și niște găuri, s-au lăsat cum se fac. Păi mâine ajunge vântul la... Nu mai are pasul. Da. Acum să vedem și cum sunt temperaturile. Îl măcam de astăzi. Da. Da. Mâine vine, poate... Da, da, da. Dar mâine vine sigur vântul la... Așa și da. Mâine vine partea la urmă. Vine mai și cu partea la urmă. S-a făcut... S-a făcut tău, nu? Da. Dar văd că ești la urmă. Până la dată a fost de la urmă, ne pun două copii din chestii ăștia. Dar voi o să mai fii, Dani. Aia, acum. Ați renunțat la asfalt. Acum, da. Nu-i problemă. O să mai fii. Asta e, l-a făcut. Și încă o problemă.
Deci, cei care vin cu mașina aia care îi îmbrăște când îi polei, pui o dată un isim mai mărunt, nu știu cum. Efectiv, care vine pe, da, pe drumul principal? Pe drumul, da, principal. Da, dar aia e la drumul județean, nu vine din drumul. Din Manumarii, sare în parc, de la noi. Deci nu e de la noi. E deșeu. Deci noi n-am băgat deocamdată. Aici Consiliul Județean are contract cu altă firmă. Cu ce firmă? Și au vădat și... Dar ce au venit așa, au băgat? Da, da, au băgat, că acum până când acolo nu le-a vădat. Da, ba, da, să vădă, și sare, da, fiscarea asta sare... Păi, spre deosebire, de fapt, după felul cum procedăm noi, asta procedează altfel. Noi facem contract de dezăpezire cu o firmă și plătim numai la atunci când e nevoie. Mai departe, plătesc și staționare. Și firmele, cum văd că o scăzut o leacă temperatura așa, da, și să plimbă, iau GPS cu mașină. Da, da. Și chiar dacă mă împrăște, vede că a făcut cursă. Da, bine, am împrăștiat. Da, dar noi avem contractul, dar nu plătim și staționarea. Da, da. Deci, în momentul când este nevoie, m-a solicitat, vin și... Dar era cum zic că sunt o criterie aici, o criterie. Zăpadă nu era cu un pic prin marginea drumului era și mergea cu lama jos, cu sărănița. Nu știa sare, ci ei ca să... Nu așa bani, oricum așa bani. Deci, dar acolo. Da. Aici, dar nu pot nu e, ce o face prin, da. Da. Alții, dragi, mai mult. Dacă nu mai aveți probleme, declar ședința închisă.